Noapte de groază pentru o familie din satul Țăghira, raionul Ungheni. O tânără de 22 de ani a fost amenințată cu o armă de către concubinul său. Individul a tras un foc spre concubină, apoi a fugit, dar a fost reținut în scurt timp. Potrivit poliției, cu câteva ore înainte de atac, cei doi s-au certat prin mesaje. Să arăt tăti scrișopșii care e azi m-au provocat. Eu i-am promis ei cum se face noaptea, eu îi dacă ajesc ei cu mântui. Individul a pătruns în casa concubinei după miezul nopții și a amenințat-o pe ea și pe mama acesteia cu o armă de vânătoare. A tras două focuri însă. Din fericire, femeia împreună cu doi copii minori și mama sa au reușit să iasă din casă și să anunțe oamenii legii. Ulterior, agresorul a tras și în direcția polițiștilor. Duși liniștiești, sunați la Opergrupa și care și mai gheroi, las zi, îmbrojnile, îmbroti, lasă zi, care-ți vrei, care-ți vrei și-al primul. Eu pe ala vreau să-l măcesc. Oamenii legii au dus tratative cu individul înainte să primească întăriri. Eu m-am pus pe mine, tot la urmă, până nu v-am pus pe unul din voi. Veniți în bronzile. Într-un final, bărbatul a fost reținut, iar arma de vânătoare deținută ilegal a fost confiscată. Pe numele acestuia a fost pornit un dosar penal.